Pentru noi, biblioteca personală era un spațiu al libertății, în primul rând. Nu știu care este viitorul cărții, dar faptul că în Târgu Mureș, în biblioteci, se fac lansări de cărți și publicul se întâlnește cu autorul sau cu autorii, poate fi un fapt care reprezintă această relație măcar dintre cititor și scriitor. Il libro stesso è un è piuttosto un essere vivo che un oggetto. Per me, come insegnante e scrittore, è stata la biblioteca, posso dire senza esagerare, tutto. Nimic nu se poate construi în mod solid, nu se poate crea fără bibliotecă. Masa rotundă a fost organizată de Facultatea de Științe și Litere din cadrul Universității Petru Maior, de Centrul de Cercetare de Critică și Istorie Literară, Modernitate și Postmodernitate în Literatura Română a secolului 20 și de Colegiul Economic Transilvania din Târgu Mureș, împreună cu Institutul Tehnico-Comerciale Paolo Boselli din Savona, Italia. Fără îndoială că tema acestei mese rotunde, bibliotecile, sanctuarele cărților scriitorilor, este una foarte generoasă din perspectiva raportului care se stabilește mereu între cel care scrie, cel care citește și cel care apreciază ceea ce s-a scris. Desigur, într-o lume cum este cea în care trăim, în care se citește din ce în ce mai puțin, rolul bibliotecii este unul determinant și trebuie să fie unul de primă importanță. Cu atât mai mult cu cât biblioteca nu este doar un spațiu al tezaurizării valorilor culturale, un spațiu al patrimoniului cultural, ci este și un loc al modelării conștiințelor, un loc al formării personalității umane prin litera tipărită. În cadrul mesei rotunde de astăzi au fost câteva intervenții importante ale unor scriitori, critici literari români importanți, precum Alexandru Cistelecan, Cornel Moraru, Virgil Podago, Eugen Nistor, care au apreciat modul în care biblioteca își propune să formuleze o nouă paradigmă a omului de astăzi. În această sintagmă, bibliotecile, sanctuarele cărților scriitorilor, cuvântul sanctuar are în mod neașteptat și o conotație negativă, pentru că ne trimite la o instituție muzeală. În fond, biblioteca nu este doar un sanctuar, este o instituție și trebuie să fie o instituție vie, o instituție cu o finalitate extrem de importantă în formarea ființei umane, în formarea culturală a ființei umane. Dacă un număr tot mai mare de tineri s-ar apropia de biblioteci și de cărțile care sunt adăpostite aici, atunci cartea s-ar transforma dintr-o dată, în mod aproape miraculos, din obiect într-o ființă însuplețită, într-o ființă vie. Și în acest fel, cuvântul sanctuar ar fi deposedat de orice conotație negativă. Cred că instituția aceasta a lecturii este concurată, din nefericire, de alte modalități mult mai rapide de a ajunge la informație și mă refer aici în primul rând la internet, dar nu numai, și la presa comercială și la cărțile de uz și de structură comercială, etc. Nu știu cum s-ar putea contracara această carență a lecturii. Faptul că din ce în ce mai mulți tineri de astăzi consacră lecturii, cititului cărților, din ce în ce mai puțin timp, în beneficiul unor alte activități
aculturale, să le spun așa, dacă nu cumva chiar anticulturale. N-aș putea spune că se scrie puțin astăzi, se scrie mult. Știm doar că românul s-a născut poet și nu numai că s-a născut poet, dar el vrea să își și vadă numele tipărit pe o carte, astfel încât după 1989 au apărut o mulțime de edituri care au tipărit din ce în ce mai multe cărți în tiraje mai mici sau mai mari, fără să existe un control, fără să existe o anumită supraveghere din punct de vedere calitativ al acestor cărți. În acest fel, evident că se face un deserviciu culturii autentice, pentru că în puzderea aceasta de titluri care au apărut, mii de titluri, foarte puține sunt cu adevărat valoroase. Cele mai multe sunt în fond maculatură, sunt cărți lipsite de valoare, lipsite de orice interes estetic. Cred că rolul criticii literare și mai ales al criticii consacrate actualității este unul determinant. Critica literară trebuie să valideze acele cărți cu adevărat importante și valoroase și să le facă cunoscute publicului cititor. Dacă se scrie mult și grăbit, se și citește puțin, pe apucate și în pripă, fără să existe, în cazul cititorului, o selecție a ceea ce se citește, fără să existe o modalitate de lectură optimă. Adică o modalitate prin care cartea să fie cu adevărat valorizată de către conștiința receptoare. Nu știu dacă pot să-mi amintesc primul moment al întâlnirii cu biblioteca. Știu că e vorba de biblioteca din orașul meu natal, din Luduș, o bibliotecă căreia îi port cu adevărat recunoștință, pentru că acolo am început să citesc marile cărți ale literaturii universale, acele cărți care m-au format cu adevărat, care mi-au modelat sensibilitatea și spiritul.